Noi locuim la 15 km de acest loc și duminica dimineața, în cele mai bune condiții, avem nevoie de 20 de minute ca să ajungem aici. În timpul săptămânii, timpul se dublează, se triplează și cred că recordul este de o oră și jumătate. Dar imaginați-vă că în mijlocul nostru ar fi oameni veniți de la o distanță de 10 ori mai mare. De la Baia Mare, alții, pe lângă Nicu și Daniela, de la Oradia, de la Deva sau de la Sibiu. A participat împreună cu noi la închinare, ar fi atent la tot ce se întâmplă, a fost cu noi și la pauză și au o singură întrebare după tot ce au văzut. De ce echipa de închinare nu și-a spălat mâinile când au mâncat? Ce părere ați avea despre ei? A meritat acest efort doar ca să pui o întrebare așa de superficială? Întoarceți-vă împreună cu mine 2000 de ani în urmă. De la Ierusalim până la în Capernaum, pe unde era Domnul Isus, erau vreo 150 de kilometri. Steți în Israel, e caniculă, nu aveți autocar cu aer condiționat, eți un măgar, și trebuie să parcurgeți această distanță. Ar merita efortul să mergeți la Isus doar ca să-i puneți această întrebare stupidă? De ce calcă ucenicii tăi tradiția din bătrâni? Că și nu își spală mâinile când mănâncă. Ar merita efortul? Da. Dacă prin întrebarea ta ai închide gura cel mai popular predicator al vremii, care îi buimăcește pe toți care cred exact ce crezi și tu și îi îndepărtează de la lucrurile pe care tu le îndrăgești. De fapt, această întrebare este încă un atac. Într-un asalt de lungă durată pe care fariseii l-au lansat la adresa lui Isus. Omul acesta hulește, au spus ei în capitolul 9. De ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și, și cu păcătoșii? Cu ajutorul căpetenei demonilor, scoate el demonii. Uite, ucenicii tăi fac ce nu este voie să se facă în ziua Sabatului. Acum, ca să fim cinstiti cu ei, trebuie să recunoaștem că venim din aceeași oală și noi. Fiecare dintre noi ne apropiem de Isus influențați de tradiția pe care am îmbrățișat-o. În care am crescut, care ne-a modelat gândirea. Și așa auzi, auzim scriptura. Influențați de tradiția în care am crescut. Și despre acest lucru ne vorbește prima parte din Matei 15. Tradiția construită în jurul poruncii lui Dumnezeu. Isus le-a răspuns zicând: Și voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu pentru tradiția voastră? Căci Dumnezeu a zis: Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine își va blestema tatăl sau mama să fie pedepsit cu moartea. Dar voi ziceți, cine va zice tatălui sau ori mamei sale, orice lucru cu care ți-aș putea fi de folos, este deja dărui lui Dumnezeu. Nu mai trebuie să-și cinstească tatăl sau mama. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiția voastră. Fățarnicilor, Bine a profețit Isaia despre voi când a zis, poporul acesta mă cinstește cu buzele, însă inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, din învățături care sunt porunci omenești. Când Dumnezeu a ales Israelul să intre în legământ cu el, să fie poporul lui, le-a făcut o onoare imensă. Dar această relație de legământ, a impus curăție din partea poporului. Curăție atunci când se apropiau de Dumnezeu, curăție în relațiile dintre ei, curăție atunci când interacționau cu celelalte neamuri, care nu erau în legământ cu Dumnezeu. Asta însemna că un evreu care asculta legea nu mânca niciodată anumite alimente, pentru că Dumnezeu le-a declarat necurate. Anumite secreții din corp făceau necurat pe el și pe toți cei care îl atingeau de el. Așa că nu mai putea participa la închinare, nu mai putea ieși între oameni. Dacă murea cineva drag și se atingea de cadavru, din nou devenea necurat. Și era nevoie de un ritual, era nevoie de un timp până se poate, să se, se poate întoarce din nou la templu ca să se închine înainte lui Dumnezeu. Până să intre din nou între oameni și să nu-i pângărească și pe ei cu necurăția lui. Așadar, aceste reguli au guvernat relația cu Dumnezeu, relația din poporul lui Dumnezeu și relația cu celelalte neamuri. Să spunem că între noi ar fi un evreu care ascultă legea lui Dumnezeu și l-ați invitat după întâlnirea noastră la un restaurant cu specific românesc. Credeți că ați ar accepta invitația dumneavoastră? Ar veni? Pentru astfel de situații concrete care apăreau, au venit regulile scrise de oameni. Reguli considerate bune, benefice, adoptate ușor de toți. Regulile au devenit obiceiuri. Obiceiurile au devenit tradiții și tradiția a guvernat viața până acolo că a devenit vocea dominantă în poporul lui Dumnezeu. La început, tradiția se transmitea pe cale orală. Rabinul vorbea, și din jurul le ascultau Și puneau în practică lucrurile pe care le-au auzit Dar cu timpul Au consemnat în scris aceste tradiții Și primul paragraf din Mișna Spune în felul următor Moise a primit legea de la Sinai Și a încredințat-o lui Iosua Iar Iosua bătrânilor Iar bătrânii, profeților Iar profeții au încredințat-o Oamenilor din marea sinagogă Și au spus trei lucruri Fi chipzuit în judecată Ridică, formează mulți ucenici și construiește un gard în jurul legii. Construiește un gard în jurul legii. Un astfel de gard au fost regule, tradiția legată de spălarea mâinilor, despre care vorbește textul nostru. Pentru că n-a fost poruncită de Dumnezeu, decât pentru preoți, pentru cei care erau implicați în slujba de la cortul întâlnirii, de la templu care aduceau jertfe, care mâncau din carnea care a fost jertfită acolo. Dar, ce au spus oamenii? Noi toți suntem o împărăție de preoți, întregul Israel. Și atunci, dacă ne interesează curăția, putem extinde principiul. Este valabil pentru noi toți. Și așa au făcut cu o mulțime de lucruri. Până acolo că numărul regulilor a devenit o povară uriașă, care era greu, greu de, pur, de, depurtat. Preocuparea, nemulțumirea delegației venite de la Ierusalim nu erau microbii, nu era că ucenicii Domnului Iisus ar putea îmbolnăvi datorită felului în care mănâncă. Nu era nici sănătatea lor spirituală. Ci era faptul că Domnul Iisus zguduia, amenința zidul, gardul pe care ei l-au construit în jurul legii. Ce face Domnul Iisus e că îi duce dincolo de gard. Și lasă să vorbească vocea pe care ei au închis-o atunci când au construit gardul. Și le arată că ignoră vorbirea lui Dumnezeu, că cinstesc, dar cu buzele, nu cu inima, nu cu viața, nu cu trăirea lor. Practica la care se referă Domnul Iisus este numită corbană. Termen împrumutat din aramaică și seamnă un dar. Un dar la templu, care în cele din urmă este un dar în cinstea lui Dumnezeu. Cum funcționa? Promiteai că la sfârșitul vieții, averea ta sau parte din a, una din proprietățile tale, banii tăi, vor ajunge în custodia templului. Tot ce rămâne după tine este moștenire pentru Dumnezeu. Ce frumos! Banii tăi să meargă la templu, la biserică, la organizație religioasă sau caritabilă. Pare un gest nobil, dar era un truc religios. În ce fel? Până când mori, tu puteai cheltui cât vrei. Cum vrei? Pe ce vrei? Lui Dumnezeu rămânea ce n-ai putut cheltui tu. Ce ți-a rămas? Mărânțișul de prin buzunar. Și în felul ăsta, tradiția aproba egoismul. Dacă părinții te aveau nevoie de medicamente, aveau nevoie de mâncare, cum să dai din banii lui Dumnezeu? Păi promis lui Dumnezeu Chiar și-ar dori părinții tăi să ia din banii lui Dumnezeu? Și ăsta avea o scuză foarte bună, solemnă. Tot ce am eu e promis lui Dumnezeu. Nu-ți pot fi de folos. Sunt ai Domnului. Tradiția aproba egoismul și falsul din viață. Porunca a cincea din decalog nu se mai auzea de gardul care era prea înalt, prea mare și prea gros. Acum, singurul antidot pe care îl avem împotriva astfel de învățături omenești. E să mergem dincolo de gard, să auzim vocea care ne vorbește dincolo de gard, autoritatea lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Și asta înseamnă să mergem să-l întrebăm pe el, nu pe oameni, despre gândurile noastre, despre obiceiurile noastre, despre ce facem când suntem siguri, când suntem între oameni, despre relațiile noastre și așa. Așa să ne evaluăm viața. Adică să dărâmăm gardul ca să vedem mai bine pe el și să ne vedem mai bine pe noi. Toți avem tradiții. Știți? Sunteți conștienți de ele. Vreți să deveniți mai conștienți de ele? Mergeți și petreceți o zi întreagă cu alt membru al Bisericii. Întrebați-l cum face el. La cât se trezește, ce face toată ziua, ce e important pentru el, ce îi place, ce nu îi place. Și o să aflați tradițiile lui. Și o să afle tradițiile tale. Mergeți la întâlnirile altei biserici. Și o să vedeți tradițiile lor și tradițiile noastre. Că nu e același lucru. Că fiecare biserică, fiecare dintre noi, are obiceiurile, are tradițiile lui. Și niciunul din noi nu poate trăi fără obiceiuri. Dar problema nu e asta. Problema e ce are autoritate asupra inimii noastre, asupra gândirii noastre. Vocea oamenilor, părerea noastră sau Cuvântul lui Dumnezeu? întreabă ce ți-a vorbit cel mai mult în ultima perioadă? Autorul tău preferat sau Cuvântul lui Dumnezeu? Cine te influențează cel mai mult? în alegerile pe care le faci. Prietenii cu care discuți, cărora le cer părerea, predicatorii pe care îi accepti și pe care îi asculți cu drag, cântecele pe care le fredonezi zi de zi sau vorbirea lui Dumnezeu. Ce te influențează cel mai mult? Când te gândești la ziua de mâine, ce are cel mai puternic impact asupra dorințelor tale sau asupra temerilor tale? Sondajele în cotrone spun oamenii că merg lucrurile sau promisiunile lui Dumnezeu pe care el le face celor care îl urmează? Tendințele contemporane? Unde merge valul? Sau unde ne cheamă Dumnezeu? Observați? Toți avem învățători și prețuim. Dar întrebarea e prețuim mai mult decât pe Dumnezeu? Îi urmăm mai mult decât pe Dumnezeu? Ai curajul să-i contești atunci când Dumnezeu îi contestă? Sau le încredințezi inima fără discernământ? Încotro te călăuzesc. Mai aproape? Sau mai departe Dumnezeu? Te țin cuva la distanță, niciodată nu mergi mai aproape decât zic ei? Încotro te duce acest drum. Astfel de întrebări și răspunsuri, dacă sunt sincere, dacă sunt sincere, ne spun dacă am cântat o minciună sau un adevăr. Dacă templul nostru este trupul Duhului Sfânt sau noi îl cinstim pe Dumnezeu doar de pe buze. Dacă atunci când noi cântăm, când predicăm, când ne rugăm, noi de fapt ne lăudăm inima, o facem să fie comod pentru noi. Ne legănăm. Se ne placă. Sau chiar ne închinăm înaintea lui Dumnezeu prin toate lucrurile pe care le facem. Ce facem de fapt? Deprindem arta programelor religioase? Cum să fie mai bine când ne întâlnim să ne placă? Sau Dumnezeu să fie în mijlocul nostru? Să fie un oraș și noi să-L auzim. Suntem chemați să descoperim de fapt pe cine iubim cel mai mult. Pe cine iubim cu adevărat. Ce-a prin cele mai adânci rădăcini în viața noastră? Cuvintele oamenilor? sau vorbirea lui Dumnezeu. Fără să știm pe cel care vorbește de dincolo de gard, o să fim înșelați foarte ușor. Pentru că inima noastră, ne spune Profetul Ieremia, este mai înșelătoare decât toate lucrurile. Nu putem avea încredere. Încredere nici în alții, nici în noi. Putem avea încredere doar în Dumnezeu. Și vreau să vă spun că pericolul nu este eliminat nici dacă ești în vârstă, nici dacă ești tânăr. Domnul Iisus, da, vorbește despre tradiția bătrânilor. Dar și tinerii au tradiții. Fascinația noului. Ultima invenție, ultima distracție. E mai mult pe tineri. Așa că, marea problemă din biserică. Noi, care generație are o voce mai puternică? Da, este concurență între generații. Dumnezeu să ne ierte. Dar adevărata problemă nu este lupta pe orizontală, ci este că fiecare grup, concurează cu porunca lui Dumnezeu și vrea să-și impună părerea lui înaintea părerii lui Dumnezeu. Vrea să au fie auzit primul. Așa că nu e scutit că ești în vârstă, că ești tânăr. Nu competiția e cea mai mare problemă. Competiția pe orizontală. Ce autoritatea, cea mai mare. De aceea, cea mai mare nevoie a noastră e ca inima noastră să fie curată. Inima murdară, o inimă murdară nu o să-L audă bine pe Dumnezeu niciodată. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis, Ascultați și înțelegeți, nu ce intră în gura omului îl face necurat, ce iese din gură, acela îl face necurat. Atunci ucenicii lui s-au apropiat și au zis, Știi că fariseii au zignit cuvântul acesta s-au potignit? De răspuns, el a zis, Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu Ceresc va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i sunt niște călăuze oarbe, iar când un orb îl călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Petru i-a zis, deslușește-ne pilda aceasta. El a zis, și voi sunteți încă fără pricepere? Nu înțelegeți că orice intră în gură, merge în pântece și apoi este aruncat afară, în hazna sau în latrină. Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea îl spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, adulterele, desfrânările, furturile, mărturile mincinoase, blasfemiile. Acestea sunt lucrurile care spurcă pe om. Pe când mâncatul cu mâinile nespălate nu îl spurcă pe om. Răspunsul Domnului Sus este dovada că noi îl auzim, dar nu toți îl credem, că cea mai mare nevoie a noastră este să avem inima curată. Nu îl credem cu toții. Pentru că în jurul Domnului Isus, la fel ca și atunci, sunt ucenici, mulțimi și farisei care îl conteste sau doar îl aprobă din din cap, dar care nu cred că cea mai mare nevoie este o inimă curată. Și Domnul Isus vorbește despre orbi spirituale, care îl văd, dar nu îl văd de fapt, care îl aud, dar nu îl înțeleg. Plante dăunătoare care le fac rău și celorlalți, călăuze oarbe care îi trag și pe alții în mormânt împreună cu ei. Avem discernământ spiritual în lumina acestui text. Numai în măsura în care acceptăm, recunoaștem că cea mai mare problemă nu sunt alții, suntem noi. Este inima noastră care are nevoie să fie curată. Și adevăratele bătălii nu se dau în afară. Cine respectă mai multe reguli? Ce se dau la nivelul inimii și se pierd la nivelul inimii. Și dacă acolo am pierdut, am pierdut totul. Așa că n-are rost să venim la Domnul Iisus, să-L întrebăm reguli de igienă, cum să te speli mai bine, care e cel mai bun să pun, care e cea mai bună rețetă de mâncare, ce dietă să ții. La El vii cu inima să-i cer să-ți o curețe, pentru că nimeni altcineva nu poate face acest lucru. Pentru ceilalți sunt o grămadă de, pentru sunt o grămadă de specialiști. Dar ce anume ne murdărește inima dacă avem curajul să o punem înaintea Lui? Iată ce ne zice Matei. În primul rând, pentru băieți și bărbați. Inima este mulărită de adulter când ne uităm la o femeie ca să o poftim în inima noastră. Câțiva ani în urmă, un coleg a venit la mine și mi-a zis dacă ai ști ce bine e de tine, că tu ești la birou, de toată ziua pe teren și vara aproape toate zgoale. Atenție, vine vara, când o umplem cu dragoste pentru comorile de pe pământ, care oricum o să le mănânce molile și rugina, sau o să ne fie furate și o să plângem după ele. Când lăsăm gândurile rele să ne domine mintea și le numim justificări, că nu avem dreptate, dar de fapt ne domină inima și mintea și o fac să putrezească. Și în cele din urmă, din belșugul inimii vorbește gura. Din belșugul inimii vorbește gura. Pildele împărăției ne spun că Dumnezeu vorbește, dar nu toți îl ascultă. Și o inimă împietrită la vorbirea lui Dumnezeu e ușor de jefuit de diavolul. Și una care îl ascultă știe ceva despre el, dar nu păstrează cuvântul lui în inimă. Nu ajunge să aducă rod, moare pe parcurs. Nu va înțelege cuvântul, nu va aduce rod și totdeauna o să rămână departe de Dumnezeu aparent aproape, dar întotdeauna departe. Și o inimă înstrăinată de Dumnezeu să fie sufocată de mizerie și de gunoaie. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, adulterele, desfrânările, furturile, mărturile mincinoase, blasfemiile. Ce ne cheamă Domnul Iisus să evaluăm este și ce avem înăuntru și ce scoatem afară să ne întrebăm dacă ceea ce scoatem afară vine din rădăcinile răutății, mâniei, amărăciunii pe care am lăsat-o acolo să dospească și nu mai explodează la un moment dat la adresa, la adresa altora. De ce e controlată gândirea noastră față de cel din stânga, din dreapta? De ce se sedusă mintea noastră de păcate sexuale, de pornografie, ăstea sunt problemele, astea sunt problemele inimii. În inimă pornesc furturile, în inimă pornesc minciunile, în inimă pornește defăimarea, bârfa la adresa altora. Nu apare spontan, ci sunt lăsate acolo să crească, să prindă rădăcini. Și doar din belșugul inimii vorbește gura. Când Domnul Iisus ne spune că ceea ce iese din gură, vine din inimă și aceea îl spurcă pe om. Ne atenționează la discuțiile noastre. Cum vorbești despre soția ta? Ce le spui copiilor tăi? Ce spun ei părinților? Cum vorbim despre colegi, despre șefi, despre frații și surorile din biserică? A ne arată cât de noită este inima noastră și cât n-am mai putut ascunde și am lăsat să-mi în afară. Dacă inima e infectată de păcat, va pompa mizeria și boala în afară. Nu o va ține acolo la nesfârșit, ce o va pompa în afară. De aceea, curățenia trebuie să înceapă cu inima noastră, nu în afară. Curățenia pe care o facem în afară nu are mare efect în inimă. Nu e imagine bună în ochii oamenilor. Ce o inimă pe care Dumnezeu o declară curată. Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul, la ceea ce noi vedem astăzi unii despre alții. Omul se uită la înfățișare, pe când Domnul se uită la inimă. Regulile, chiar dacă sunt bune și benefice, ne ajută cel mult limitat. Și ne pot înșela foarte ușor. Nu numai că ne ademenesc părerile oamenilor, dar inima noastră, inima noastră este foarte înșelătoare. În schimb, atunci când reușim să-l iubim pe Hristos, să ne dorim să devenim ca El, atunci vom ajunge să avem o inimă curată, pentru că El este sfânt, El este curat. Dar ce câștigi cu o inimă curată? Cu ce s-ar schimba viața ta dacă ai avea inimă curată? Ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Omul cu inima curată este cel mai liber om. Și atunci când e singur și nu-l vede nimeni, și atunci când este între oameni, este cel mai liber om. Pentru că este conștient că singurii ochi care contează în tot universul ăsta sunt ochii lui Hristos. Și au libertatea aceea, pacea aceea, care vine dintr-o curăție pe care numai Duhul Sfânt o poate aduce. Și în singurătate, și între oameni. E pacea care îi guvernează viața. De la inima noastră, ne mutăm pe inima noastră dezvăluită în relații. În ce fel? Domnul Iisus vrea să ne curățe de prejudecăți pe care le avem în relațiile cu cei din jurul nostru. Și vorbește despre... Firmituri pentru câini. Firmituri pentru câini. De data aceasta, Domnul Iisus își duce ucenicii într-o regiune a neamurilor, în Tir și Sidon, la nord de Galilea, la vreo 50 de km în nord. Și textul e foarte interesant, că vine după acea discuție despre curăția inimii. Ce face Domnul Iisus? O excursie pentru ucenici, într-un ținut dominat de oameni necurați. Și acolo începe să povestească, sau o lasă pe o femeie să povestească cu el. Și de fapt le predă o lecție ucenicilor despre prejudecățile care sunt în inima lor, despre atitudinea pe care ei o aveau față de neamuri. După ce a plecat de acolo, Iisus a dus în părțile tirului și ale sidonului. Și iată că, o femeie cananeancă, din ținuturile acela, a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fica mea este chinuită rău de un demon. Dar el nu a răspuns niciun cuvânt. Atunci ucenicii lui s-au apropiat și au început să-l roage, zicând, dă un răspuns, că strigă în urma noastră. El a răspuns. Eu n-am fost trimis, decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar el a venit și s-a închinat, zicând, Doamne, ajută-mă! Drept răspuns, el a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor, să o arunci la căței? Da, Doamne, a zis ea, dar și că căței mănâncă din firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a răspuns, femeie, mare este credința ta, facă-ți se după cum dorești. Și vii că ei s-a vindecat chiar în ceasul acela. Matei include o grămadă de detalii despre curăție. Ajung în ținutul câinilor, al necuraților și o cananeancă, o femeie necurată, vine să vorbească cu el. Și spune că fica ei era mai rău decât ea. Era stăpânită de un demon, chinuită de un demon, de un duh necurat. Și sus nu-i răspunde nimic. O lasă să strige. Până când ucenicii vin să-i ceară, să o alunge. Și apoi, primul lucru care spune femeii, că face parte dintre câini. Că fica ei e bolnavă acasă. De ce e așa dur, Domnul Iisus? De ce nu-i răspunde imediat? pentru că vrea să le arate ucenicilor cum gândesc ei despre neamuri. Verbalizează prejudecățile pe care ei le aveau despre neamuri. Și vrea să le arate că nu o să fie de folos nicăieri, nici în Israel, nici în afara Israelului. Dacă ceea ce duc mai departe e o religie superficială a regulilor și nu una a unei inimi curățite, asta vrea să le arate Domnul Isus. Și o face lăudând credința unei femei pe care ucenicii o disprețuiau. O cananeancă are o credință mare, în timp ce ei, în mod constant, sunt numit, numiți puțin, puțin credincioșilor. De astfel de modele de credință are nevoie lumea. De credință mare că Isus este Hristosul, fiul lui David, fiul lui Avram. Și Matei ne spune asta încă de la început. El e personajul principal. Și apoi, când își cheamă ucenicii pe urmele lui, îi spune, veniți după mine și vă voi face pescar de... de oameni, nu de evrei, de oameni. Și asta învață acum. Vă voi face pescar de oameni. Nu, nu de evrei, nu doar de evrei. într adevăr, în prima parte, Domnul și a limitat misiunea în Galileea. Doar de două ori a ieșit până acum din Galileea. Și când i-a trimis pe ucenici în misiune, în capitolul 10, i-a trimis în Galileea. Nu vă duceți nici în jos, în Samaria, nu vă duceți nici la Neamuri, adică în nord și în est, ci duce, duceți-vă la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar și ei, ca și el, au fost respinși. Și așa a ajuns el acum la Neamuri. Domnul Iisus îi provoacă pe ucenici să renunțe la prejudecățile din inima lor. Asta e rezultatul pe care și l-a propus încă de la început. Să le arate că într-o femeie pe care eu disprețuiau era o credință autentică. Și nici astăzi. Lumea n are nevoie să mergem să le înmulțim noi regulile, să le spunem ce să facă și cum se facă. Ce are nevoie de credință autentică în Isus. Nu de fapte ale firii pământești care, singurul lucru pe care l-au în plus, E un zâmbet religios mascat pe față. Ce au nevoie de roada, roada Duhului Sfânt? Toți avem nevoie de o inimă care să fie curățită de păcat, să fie curățită de prejudecăți, ca să fie cu adevărat folositoare celorlalți. Nu are nevoie de mândria noastră, nici de disprețul nostru. Ce are nevoie de credință autentică în Hristos? Și vom duce acest lucru, vom fi ambasadori autentici al lui Isus dacă ne vom plânge păcatele noastre, înainte să le scoatem altora ochii cu privire la păcatul lor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângăiați. Ei sunt sarea pământului și lumina lumii, cei ce își plâng păcatul lor. Ei au o influență benefică în lume. Și secretul acesta, întoarcerea, cucerirea inimii noastre de către Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram, cel care ne binecuvintează cu adevărat, când vom semăna cu el. Pentru că atunci când ne uităm la el, ne vedem mai bine păcatul și harul pe care este dispus să ne-l ofere. Și asta ne schimbă. Nu regulăm plus pe care o ne inventăm azi. Dar deci ceva mai mult. El ne curăță ca să-l onorăm pe Dumnezeu, curățați spre slava lui Dumnezeu. Isus a plecat de acolo și a venit lângă Marea Galilei și suindu-se pe munte s-a așezat acolo. Atunci au venit la el mulțimi numeroase, având cu ele șchiopi, orbi, ciunci, muți și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și le-a vindecat. Iar mulțimea se minuna văzând că muții vorbesc, ciungii sunt vindecați, șchiopii umblă și orbii văd. Și îl slăveau pe Dumnezeul lor? Nu, pe Dumnezeul lui Israel. Cine spune asta? Neamurile, necurații, câinii, păcătoșii, îl slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Marcu completează detaliile pe care ne le dă Matei și ne ajută să înțelegem că suntem în decapole într-o regiune locuită de neamuri, dominată de neamuri, nu de evrei. Și ei îl laudă pe Dumnezeul lui Israel. Inima noastră este curățată, da, ca să ne mântuie, da, ca să ne elibereze de prejudecăți, dar mai mult de atât, ca să-L onoreze pe Dumnezeul nostru. Și nu este doar atât. Inima noastră este curățată de Hristos ca să îi putem sluji pe ceilalți, ca să îi slujim pe ceilalți. În acest pasaj, ucenicii stau la masă cu 4.000 de câini. La masă cu 4.000 de câini. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, îmi este milă de mulțimea aceasta, pentru că acești oameni stau trei zile, de trei zile lângă mine și nu au ce mânca. Nu vreau să-i trimit flămânzi, ca nu cumva să le șine de foame pe drum. Ucenicii au zis, de unde să luăm un pustiu atâtea pâini încât să săturăm atâta mulțime? Câte pâini aveți? I-a întrebat Iisus. Șapte, i-au răspuns ei, și puțin pești. Atunci Iisus a poruncit mulțimii să se așeze pe pământ. A luat cele șapte pâini și pești și aducând mulțumire, le-a frânt și le-a dat ucenicilor. Iar ucenicii le-au dat mulțimii. Au mâncat toți și s-au săturat și au strâns șapte coșuri pline cu bucățile rămase. Cei ce mâncase erau patru mii de bărbați în afară de femei și de copii. Apoi Iisus a dat drumul mulțimilor și s-a suit în barcă. S-a dus în ținutul Magadanului. Puneți-vă în locul ucenicilor. Te-a Hristos cu forța între câini. Și când ai crezut că ai scăpat de ei, te întorci în sfârșit acasă, te duce între alți câini și te ține acolo trei zile și trei nopți. Și n-ai cum să scapi de ei, că toată ziua, toată noaptea cu tine. Și mai mult, te pune să fii chelnerul lor, să le dai de mâncare. Nu așa că e ironic, Domnul Iisus? Același timp e vindecător. Pentru că dacă am primit mila Lui, bunătatea Lui, ne cheamă să o dăm și la alții. Și asta e dovada că am primit-o. Nu că l-am întâlnit pe El și ne-a făcut bine, ci că reușim să o dăm mai departe, bunătatea de care noi am avut parte. Oamenii cu care noi mâncăm, sau care nu avem de gând să mâncăm, spun foarte multe despre noi. La fel cum spun și despre Domnul Isus. Mesele cu Isus întotdeauna sunt ceva mai mult decât mâncare și băutură, felul tău favorit de mâncare. Pentru că Domnul Isus se folosește de mâncare ca să treacă dincolo de granițele religioase, acceptabile pentru religioși. Dar nu ca să străineze de Dumnezeu, nu ca să braveze, ci ca să lărgească împărăția lui Dumnezeu. Sunt modalități în care oamenii care stau cu el la masă își dezvăluie inima, devin conștienți ce este în inima lor. Că e bună, că e rea, că e curată sau murdară. Ei devin conștienți ce este în inima lor. Și Hristos insistă să le ofere har, insistă să le întindă mâna. De ce? ca să ne facă slujitori mai buni pentru ceilalți și pentru împărăția cerurilor. Nu pentru cultul pe care ne l-am ales noi, ci pentru împărăția cerurilor. Textul nostru se termină cu o avertizare. Păziți-vă de învățătura necurată. Ocenicii cresc în credință în Evanghelia după Matei, dar nu sunt scutiți de atacuri, la fel cum niciunul dintre noi nu este scutit de învățătură falsă. Și în acest capitol, imaginați-vă că CFR și Ucluș fac echipă comună ca să câștige campionatul împotriva rivale din București, să zicem. Cam așa se întâmplă când vin farisei și saducheii la Ierusalim, împreună, coaliția, PNL-ul și PSD-ul, conduc țara, ca să ne scape de cei răi. Așa se întâmplă și în acest pasaj. Se apropie de Iisus ca să-L ispitească această coaliție. Ucenicii trecuseră de partea cealaltă și uitaseră să ia pâine. Iar Isus le-a zis Vedeți să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor Și ei se gândeau în sinea lor și ziceau Spune așa pentru că luat, nu am luat pâini Isus știind aceasta le-a zis De ce vă gândiți în sinea voastră că nu aveți pâini? Puțin, credincioșilor Tot nu pricepeți? Nici nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii? Și câte coșuri ați adunat? Nici de, le, nici de, cele șapte pâini pentru cei patru mii și câte coșuri ați adunat? Cum nu pricepeți? Că nu despre pâini v-am zis, ci să vă păziți de aluatul fariseilor și a saducheilor. Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinilor, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Care era problema cu ei? Nimic rău la început, Farisei încheam, înseamnă cei separați sau cei sfinți și au pornit bine, foarte bine. Erau oameni religioși, conservatori, buni, păzitori ai regulilor, le, le respectau. Erau foarte, foarte atenți la tradiție și la lege. N-aveau treabă cu politica, cine conduce țara, dacă nu erau deranjați. Nu erau mulți la număr, dar aveau o influență foarte mare în rândul poporului. Erau învățătorii poporului. Ce pe care poporul îi admira și îi primea, îi asculta. Erau influențări de azi. Să erau total opusul. Bogați, sofisticați, educați, rafinați, pretențioși. Din ei venea marele preot. Nu pentru că era urmașul lui Levi, ci pentru că aveau legături bune cu Roma. Și Roma stabilea cine ocupa rolul de mare preot în Israel. Ei erau oamenii acestei lumi, nu credeau în înviere. În concepția lor, sufletul moare odată cu trupul. Așa că tot ce iubeau era ceea ce vedeau lumea aceasta și se foloseau la maxim de ce puteau câștiga aici. Ei relaxau regulile, nu erau ca farisei, nu se chinuiau. Relaxau regulile ca să-și împlinească poftele. Și unul și altul sunt la fel de prezenți și astăzi, și în biserici. Farisei de azi sunt oamenii religioși, bucuroși, încântați de ei înșiși. Doamne, mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni, ca păcătoși și aceștia. Eu postez de două ori pe săptămână, eu mă rog atât, eu fac atât. Ai văzut lucrările pe care le-am făcut în ultima perioadă? Implicarea mea? Fariseu nu vine la Dumnezeu, care are nevoie de ajutor, știe cum să facă. Îi iasă bine, Vine la Dumnezeu numai să-L aplaude cineva din ceruri, pentru că oamenii toți îl recunosc și îl, respectă. Cel mai trist, fariseul nu are loc în viața lui pentru harul lui Dumnezeu. El se descurcă. El are nevoie numai de laicuri. Să duchei. ei, sunt oamenii religioși la nevoie. Duminica e bine să faci, te duci și tu la biserică. Dar să de lucrurile pe care le-au câștigat, dacă l-aș parafraza pe Francis Drake. Și-au pierdut foamea de pâinea vieții. N-au nevoie de Hristos. Îndrăgostiți de viață. Au încetat să mai viseze la veșnicie. Asta e singura lume pe care ei o iubesc. Singura lume în care cred. Și unul și altul se întâlnește să înțeleg bine când luptă cu Hristos. Pentru că niciunul, nici altul, n-au nevoie de El. Amândoi sunt orbi din punct de vedere spiritual. Unul își chinuie sufletul, se înfometează, își înfometează sufletul până moare, stând în spatele gardului, departe de Dumnezeu. Altul se distrează la maxim, până moare de atâta distracție. Și un și altul își distrug sufletul. De aceea, și noi suntem chemați să ne întrebăm, cum e inima ta? E curată sau murdară? Chiar vezi bine ce e înăuntru tău? E cerut vreodată părerea lui Hristos despre Inima ta? Are aceeași părere ca și tine? E cerut să-ți deschidă ochii, să-ți dea discernământ spiritual, să vezi ce te murdărește cu adevărat? Chiar crezi că tu poți să te eliberezi singur de mizerile pe care le-ai adunat în Suflet după ce le-ai repetat de atâtea ori? Numai Hristos ne poate curăți cu adevărat. Că suntem tineri, că suntem în vârstă, numai El ne poate elibera de tradiția bătrânilor sau de ultima distracție a tinerilor. Numai El ne poate da o nădejde care să nu piară, să expire odată cu generația noastră. Numai Hristos ne poate elibera de prejudecățile pe care le avem la adresa celor de lângă noi. Poate ne întâlnim zi de zi cu ei, numai sus ne poate da putere să-i slujim cu inima curată pe ceilalți, fără să așteptăm ceva în schimb de la ei, apreciere, laude, ci pentru binele lor. Știți de ce? Pentru că singurul care ne vede inima așa cum este cu adevărat este Hristos. Și în ciuda mizeriei pe care o vede noi, continuă să ne iubească, continuă să ne întindă mâna și vrea să ne înnoiască, să ne elibereze de poverile inutile pe care le purtăm, le cărăm în viața noastră. De aceea, important să ne întrebăm, cum este Inima ta? Și aș vrea să vă cer un singur lucru. Să nu vă abandonați Inima în mâna altcuiva. Nu încredințați în mâna unui om. Nu te mulțumi cu părerea unui om, că nu vede ce e Inima ta. Nu vede totul. Nimeni. Credințează în mâna lui Hristos, care vede cu adevărat și chiar o poate noi, chiar o poate și Vreau să vă invit să ne rugăm, dar în tăcere. Așa cum stăm. Și fiecare dintre noi să-i spună lui Hristos ce vede în inima lui și să ceară ajutorul lui Hristos să ne vedem cu adevărat inima. Haideți să ne rugăm în tăcere.